Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Această lună este marcată de trecerea lui Saturn în semnul tău pe astrograma natală. Energia sa este destul de dură, dar în același timp te încurajează să te implici în structurarea ambițiilor și realizărilor tale, cu ajutorul energiilor Capricornului și Taurului. Energia lui Saturn te va ajuta să-ți dezvolți abilitățile, experiența și relațiile. Contactele cu ceilalți capătă profunzime și persistă mult timp. Pentru a realiza acest lucru, Saturn te ajută, de asemenea, să păstreze doar pe cei din jurul tău care vor lua parte la dezvoltarea ta. Cu Mercur orbitând în semnul tău luna aceasta, Saturn îți spune să urmărești lucrurile înainte de a lua o decizie. Din 7 martie, când se formează luna plină în fecioară, privește atent, așteaptă și apoi acționează calm. Dragoste, cu sprijinul planetelor însemne prietenoase, vei fi ghidată pragmatic în acest sector. Te adaptezi evenimentelor și oamenilor, în timp ce te separi cu grijă de tot ceea ce nu ți se potrivește. Din 17 martie, Venus te aduce împreună cu oameni care împărtășesc aceleași valori cu tine. Sfat, planetele însemne favorabile de-a lungul timpului te ajută să te reconectezi cu lumea ta, conexiunile tale se destramă, este în regulă, nu încerca să ajungi din urmă, sănătatea. Nu vor fi probleme speciale de sănătate în această lună, dar trebuie să efectuezi prevenirea bolilor, acest lucru te va ajuta la pregătirea corpului pentru testele și sarcinile excesive care apar primăvara. Încearcă să-ți diversifici timpul liber cu o comunicare mai frecventă cu prietenii. Este timpul să te dovedești și să devii sufletul petrecerii. În orice caz, dacă e inițiativa, succesul de plin te așteaptă, iar apoi îți vei mulțumi mult timp. Horoscopul îi încurajează pe pești să aibă grijă de sistemul nervos și de asemenea în martie, merită să acorzi atenție stării inimii și a vaselor de sânge. Banii la locul de muncă te așteaptă zile inutile și o muncă stabilă, nu vei fi copleșită de sarcini și le vei face față cu ușurință și viteză de invidiat. Fii atentă la colegii care te-au ajutat de mult, poate unul dintre ei are nevoie de sprijinul tău acum. Perioada este deosebită de reușită pentru lucrătorii din domeniul frumuseții și finanțelor, iar pește angajați în comerț vor obține și ei un succes semnificativ în această lună este favorabil să te angajezi în autodezvoltare și autoeducare, în special pentru afaceri. Merită să acorzi atenția abilităților în legătura cu planificarea timpului, gestionarea echipei, educația și dezvoltarea calităților de conducere. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!